Cărțile ale unor scritori germani, de exemplu. Și au fost aduse de la forumul german în ziua respectivă. Și s-au aplicat pe scris pe trimiteri și a doua zi s-au reculat. Aplicat-o, dar din păcate nu pe prea multe, că n-au fost public. Fiind sâmbătă și programul mai scurt, n-au fost atâtea trimiteri. Suficientă, zic eu. Cu ocazia beatificării Papei Ioan Paul al II-lea la Roma, în parohia romano-catolică Maria Zăpezii din Reșița, împreună cu Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin, au organizat o expoziție în cadrul bisericii, expoziție care reflectă o muncă de colectare pe o perioadă de 10 ani a tot ceea ce înseamnă filatelie editată pe tema Sfântului Părinte. Este o expoziție reușită, o expoziție tematică și aș dori să precizez faptul că ieri la Reșița, poșta din Reșița, toate timbrele și toate plicurile care au plecat de la Reșița au fost ștampilate cu o ștampilă editată special cu această ocazie. Doresc să vă prezint aici. Plicul care, iată, a fost editat de noi special cu această ocazie. Ce fel de om a fost? De nota 10, splendid! Ce să vă mai spun? Foarte, foarte bine că am ajuns acolo, da. Reprezintă activitatea Papei Ioan Paul al II-lea pe timpul vieții. Bineînțeles că a apărut și după moartea lui emisiuni filateice comemorative care îl readuc în prezent pe cel care astăzi va fi beatificat. Ștampila aceasta care este astăzi pentru prezentare, nu știu cât se vede de bine, îl reprezintă pe papă și scrie în jur în limba română și germană data beatificării papei, deci data de 1 mai, dar ea, pentru că 1 mai este închisă poșta, a fost folosită la poștă în data de 30 aprilie. Te rog, vă rog. Foarte bine amândoi. Ce se face? Unde mergem la vădință, la biserică? Eu zic că e bine. Prea multe amănunte sau păreri nu vreau să am, nu vreau să contrazic. Cum vi s-a părut pe parcursul vieții? Foarte, foarte... După mine, câți am cunoscut, că foarte mulți n-am cunoscut, dar a fost iubit de toată lumea, cred că în unanimitate, n-au fost. Doamne, că mă bucur că se întâmplă acest eveniment și mă bucur totodată că se sărbătorește și aici la Reșița și se conștientizează până la nivelul credincioșilor și comunității, adică nu rămâne acolo undeva departe de noi. A trăit o viață atât de frumoasă că atunci la ziua înmormântării masele au strigat subito santo, imediat sfânt, imediat sfânt, să fie imediat proclamat sfânt, fericit.
Iată, asta se întâmplă și după acel miracol care s-a întâmplat când o călugăriță în Parkins, unde la o zi la cealaltă, prin mijlocirea lui, când s-a rugat la el, s-a vindecat. Astăzi, în biserica noastră, de la Biserica Maria Zăpezii, Reșița, de la ora 10:30, celebrăm